seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe Azi. Relația dintre Republica Moldova și Ucraina este mereu de actualitate. Vorbim astăzi despre provocările, dar și oportunitățile la adresa securității regionale, despre dosarele care sunt în proces de negociere între Republica Moldova și Ucraina, dar și despre rolul Ucrainei în reglementarea transnistreană cu invitații din studio, domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, domnul Rosian Vasiloi, expert în domeniul de securitate la IDES Viitorul și domnul Valentin Bălan, expert în comunicare și relații publice. De asemenea, prin telefon discuției noastre se va alătura doamna Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București. Domnule Juc, aș vrea să încep cu dumneavoastră. Recent, Academia de Știință a organizat în parteneriat cu Ambasada Ucrainei la Chișinău o conferință internațională dedicată relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina. Din punctul dumneavoastră de vedere, dar ținând cont și de relația pe care o are Republica Moldova cu Ucraina, fiind în vecinătate apropiată, care sunt cele mai importante subiecte la ordinea de zi în ceea ce privește parteneriatul Moldova-Ucraina? Da, vreau să subliniez că Institutul de Cercetări Juridice și Politice a stabilit relații de parteneriat fructuoase în domeniul cercetării științifice, a schimbului de experiență științifică cu Ambasada Ucrainei în Republica Moldova și recent am organizat a treia ediție a unei conferințe științifice cu participare internațională la care au avut posibilitatea să se pronunțe cercetători științifici, reprezentanți ai mediului analitic, atât din Republica Moldova cât și din Ucraina. La prima conferință am vorbit mai mult despre relațiile bilaterale, la a doua conferință despre problemele de securitate regională în contextul atacurilor hibrid, iar la această conferință a treia din 24 mai, vorbitorii au încercat să determine unele perspective în ceea ce privește atât relațiile bilaterale, dar și unele probleme iarăși de securitate regională. S-a pus în dezbatere asemenea probleme cum este reglementarea transnistreană, dat fiind că opțiunile Ucrainei din 2014 s-au modificat, dar și unele probleme bilaterale ce țin de problema ecologică, problema energetică, problema agricolă. Și cred eu că vorbitorii au fost destul de expliciți. Desigur că fiecare a pornit din interesele sale naționale, dar perspectivele au fost tratate și numitorul comun a fost următorul. Este nevoie de dialog, de parteneriat, este nevoie ca structurile din cele două țări să-și coordoneze eforturile, pentru că suntem vecini, iar o perioadă îndelungată, cam din 1991 până în 2014, cooperarea a fost minimală și, de fapt, aș spune că se implementa ideea lui Leon Gumplovici, care susținea că relațiile internaționale nu reprezintă altceva decât un conflict perpetu dintre vecini. Din 2014 au survenit un mediu de cooperare bilaterală, Ucraina își rezolvă problemele sale, interesele sale naționale, iar Republica Moldova ar trebui să profite de schimbarea strategiei ucrainene pentru a încerca să-și soluționeze și problemele sale, în special în problema transnistreană. Cât despre cele două, în special energetică și ecologică, cred eu că problema rămâne deschisă, deși partea ucraineană spune că probleme n-ar fi, dar totuși întrebarea rămâne deschisă și depinde de autoritățile Republicii Moldova. Iar mediul universitar academic din ambele părți va veni cu unele soluții științifice pe aceste domenii. Deci, practic, ca să înțelegem mai bine, până în anul 2014, atunci când a fost schimbat și mediul de securitate regional, din păcate, cele două state nu au reușit să valorifice acea relație de prietenie care ar fi cazul să fi fost între cele două state vecine. Am avut un trecut istoric, dar din 1991 partea ucraineană nici nu s-a grăbit măcar să recunoască independența Republicii Moldova, făcând-o de-abia pe 20 decembrie. Federația Rusă, spre exemplu, a făcut-o pe 18 decembrie și numai în condițiile când președintele de atunci, Mircea Snegur, a declarat că va participa la Almaty și va semna documentele de formare a comunității statelor independente. Apoi, în anii 90 până cam în 2015, Ucraina a
lăsat un câmp deschis pentru transportul de muniții, de ostași, teritoriul său fiind liber pentru raioanele de est. Partea ucraineană avea o atitudine mai de superioritate față de Republica Moldova și numai a fost nevoie de acea tragedie a poporului ucrainean, a statului ucrainean, ca să-și schimbe optica și să vadă că cât de periculos este un conflict înghețat și cum trebuie de negociat pentru a-l menține înghețat. Partea ucraineană nici nu dorește să creadă că acesta deja este de-a binelea înghețat. Deci nu a fost cele mai fructuoase relații. Poate nici partea moldovenească n-a fost suficient de explicită, de insistentă. Dar cert este că după 2014, după acea tragedie a poporului ucrainean legată de anexarea Crimeei, de conflictul din regiunea Donbas și Donetsk și Lugansk, partea ucraineană și-a modificat optica și nu este întâmplător că, în opinia mea, apropierea europeană se realizează în pachet, deși sectorial părțile se află pe poziții diferite. Cu siguranță o să revenim la acest subiect. Domnule Vasiloi, până în prezent au fost puse în discuție o serie de subiecte care erau negociate în comisii mixte moldo-ucrainene. Unele dintre ele țineau de demarcarea frontierei, un subiect important, un altul era dreptul de proprietate, precum și subiecte legate de mediu. Sunt aceste subiecte actuale sau totuși au intervenit alte subiecte drept urmare a evenimentelor din martie 2014? Eu aș mai adăuga aici subiectul pe reglementarea conflictului transnistrian. Asta o să fie un subiect separat pe care voi dori să-l discutăm. Dar dacă revenim la primele trei subiecte, subiectele de mediu, subiectele de demarcare legate de securitatea frontierii de stat și proprietate, ele întotdeauna au fost pe agenda negocierilor. Și aici o să fiu de acord cu domnul Juc, care a menționat că nu întotdeauna până în 2015 aceste subiecte se regăseau în rezultatele acestor negocieri. Ba mai mult, ele se prelungesc și până în ziua de astăzi. Noi nici până în ziua de astăzi nu avem finisată demarcarea frontierei de stat, rămânând practic două puncte cele mai sensibile în acest proces. Mă refer la subiectul demarcării în sudul Republicii Moldova, la ieșirea la Dunărea Republicii Moldova în regiunea localității Giurgiulești și în nordul Republicii Moldova la Naslavcea. Inclusiv vestită, în centrul Republicii Moldova? Și câteva sectoare care nu sunt atât de esențiale pe segmentul central sau segmentul transnistrian. Dar care, din câte înțeleg eu, sunt negociate la pachet. Pentru că acum sunt se discută anume la de pachet negocierea pachetului. La sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, aceste subiecte erau legate de dreptul de proprietate a Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei. Și mie mi se pare că subiectul legat de securitatea frontierei și demarcării frontierei de stat și legătura între aceste subiecte cu drepturile la proprietate a fost o greșeală. Mă rog, noi putem să discutăm foarte mult aceste subiecte, dar atâta timp cât nu se aplică dreptul internațional sau cele mai bune practici în acest domeniu, este pe urmă greu să le depășești cât ține de sau să le legăm cu ele. Eu aș aduce aici aminte că după independență din 91, primele acorduri cu privire la securitatea frontierei de stat au fost semnate de abia în anul 97 și care au reflecții inclusiv și până în ziua de azi, cu mici excepții. Ne aducem aminte de ultimele evoluții pe organizarea controlului în comun pe segmentul transnistrian. Iată, vedem o deblocare pe această dimensiune care ne permite nouă să implementăm acest concept cel puțin încă pentru două puncte de trecere. În afară de aceasta, noi ar trebui să ne gândim și când vorbesc de noi, am în vedere Republica Moldova, cum noi asigurăm activitatea cu privire la supravegherea frontierii vers pe acest segment, pentru că una este să desfășori sau să preiai sub control punctele de trecere, alta este frontiera verde. Adițional, noi pe segmentul transnistrian al frontierii de stat avem 25 de puncte de trecere.
din care să dea Domnul până la finele acestui an să închidem, dacă aș putea așa spune, întrebarea pentru cele trei puncte de trecere în final Pervomaiscu Ciurgan. Cu Ciurgan Novosavitska, asta este un punct de trecere feroviar în apropierea punctului de trecere auto, și Goianul Nou Platonova, dar cu celelalte 22 sunt aceste puncte de trecere comune funcționale? La momentul actual aș putea spune că în mărime de 80% Pervomaiscu Ciurgan este funcțional. Sper foarte mult că în luna iunie noi să avem 100% acoperire a activității pe linia Poliției de Frontieră și pe linia Serviciului Vamal pentru acest punct de trecere. Celelalte două vom vedea cum vor evalua negocierile acelor protocoale care au fost aprobate anul trecut, de către, săptămâna trecută, îmi cer scuze, de către Guvernul Republicii Moldova. Urmează să fie îndeplinite anumite proceduri interne și de autoritățile din Ucraina, ca părțile nemijlocite să procea de la aceste negocieri cu semnarea lor finală și implementarea 100%. Dar aici intervin câteva momente, cel puțin din istoricul nostru, să ne aducem aminte evoluția subiectului cu privire la Pervomaiscu Ciurgan de anul trecut, atunci când s-a vociferat că la finele lunii mai va fi implementat controlul în comun. În realitate au fost întârzieri de circa o lună jumătate, practic 2 luni de zile. Cărui fapt s-a datorat această întârziere? Eu cred că a fost o lipsă sau o voință politică din ambele părți de a implementa pe deplin acest concept, dar a intervenit și subiectul procurării energiei electrice de la Cuciurgan. Și noi ne aducem aminte acea situație din luna martie, când s-a aprobat acel acord de livrare 100% din Ucraina energie electrică, ca pe 5 iunie Ministerul Economiei să anunțe că noi preluăm livrarea 70% a energiei electrice de la Pervomaiscu Ciurgan, rămân numai 30% din Ucraina. Până la urmă, eu cred că autoritățile din Ucraina au dat de înțeles, de fapt eu am monitorizat această situație și au dat de înțeles autorităților să noi pe intern să determinăm ce noi vrem. Vrem evoluția realităților, vrem evoluția relațiilor de cooperare sau nu. Și o anumită îngrijorare am și pentru acest an, de fapt să vedem cum vor evolua aceste situații și să nu uităm reacțiile, domnul Juc a menționat despre reacția sau despre declarațiile domnului ambasador la acea conferință de săptămână trecută. De fapt, domnul ambasador din numărate ori spunea care va fi reacția și care este de fapt situația în relațiile cu Republica Moldova, ținând cont de politica promovată și mesajele promovate de președintele. Deci, practic, este vorba despre o politică coordonată și o viziune foarte clară a ceea ce ne dorim în ceea ce privește reglementarea transnistreană și asta să fie vizibil și în pașii pe care, pașii politici, mă refer, pe care iau autoritățile de la Chișinău. Se creează impresia că deseori autoritățile Republicii Moldova sunt mai puțin pregătite în contextul neîncrederii dintre părți. Ucrainenii, din contră, sunt acum poate mai bine puși ca să securizeze frontiera lor de vest, dat fiind că au frică într-un anumit moment poate să apară această problemă și să fie atacat și din partea vestică. Și se creează impresia că ucrainenii dau dovadă de mai multă fermitate, iar moldovenii mai ezită, probabil din cauza neîncrederii sau altor factori care nu sunt cunoscuți. Domnule Balan, domnul Juc s-a referit la faptul că există o percepție în ceea ce privește conflictul, fie el înghețat, fie dezghețat. S-a schimbat totuși arhitectura de securitate în regiune. Deja nu mai putem vorbi doar despre conflicte înghețate în regiunea de est a Europei. Sunt și conflicte care sunt practic active. Dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere, cum credeți că s-a schimbat relația dintre Republica Moldova și Ucraina? Sunt niște provocări, dar pot exista și anumite oportunități drept urmare acestor provocări? Fără îndoială, după 2015 încoace, ucrainenii au început a percepe diferit situația din Transnistria, pentru că se întâlniseră exact cu aceeași problemă în zona Donbasului sau în estul țării sale. Deci,
serviciul m-a făcut să mă întâlnesc cu anumiți ofițeri din operațiuni speciale din Ucraina, care mi-au zis și au cerut scuze, spunând că noi nu ne-am dat seama de faptul că acel conflict nu ține de limbă, nu ține de etnie, nu ține de conflict intern. Până la urmă și-au dat seama că conflictul este unul extern, este unul impus artificial. Pentru că, de ce zic artificial? Pentru că nu există motive etnice, religioase, chiar aceeași limbă care se imputa inclusiv și ucrainenilor și nouă, până la urmă s-a dovedit a fi un fals, pentru că noi foarte bine trăim la Chișinău, cu părere de rău, vorbind foarte multă lume în limba rusă, necunoștând limba română, limba de stat. Deci, respectiv, este un conflict imputat, indus Republicii Moldova. Același lucru se întâmplă și în Ucraina. În 15 avusem ocazia să vorbesc la o conferință internațională cu domnul Grossman despre modificarea, necesitatea sau posibilitatea, oportunitatea modificării Constituției ucrainești, pentru că conform înțelegerilor de la Minsk 1, Minsk 2, trebuiau să fie induse anumite modificarea statutului zonelor Lugansk și Donetsk. Am încercat să le induc că același lucru ni s-a întâmplat și nouă. Nouă ni s-a încercat prin planul COZA, dacă ne aducem aminte, crearea unei asimetrii în țară care presupunea dezbinarea sau dizolvarea Republicii Moldova ca și stat. Dacă mai ținem minte atunci, încă și Putin spunea că dacă semnați planul COZA, eu mă oblig să respect acea înțelegere din 99 de la summitul din Istanbul, să scot trupele, altceva că Sergei Ivanov, ministru de, dacă nu greșesc, atunci era, da, ministrul apărării a Rusiei, a zis că până în 2020 Rusia este nevoită să mențină deci trupele în cantitate de 20.000 de militari pe teritoriul Transnistriei. Dar mai era încă o condiție care nu știu de ce se întâmplă acum și lucrul ăsta mi se pare un pic trist. Se presupunea păstrarea neutralității Republicii Moldova, 1, ca și precondiție pentru planul COZAC, și 2, dizolvarea armatei naționale, care, nu știu despre ce, se discută tot mai intens în ultimul timp în țara noastră. Deci apar tot genul de semne de întrebare. Dumneavoastră vă referiți la faptul că guvernul sau Ministerul Apărării în prim plan a venit cu proiectul de profesionalizare armatei naționale. Exact. Dar asta nu este vorba despre dizolvarea armatei, ci de schimbarea formatului în care ea există. Exact. După mine, noi știm foarte bine că profesionalizarea presupune investiții foarte mari. Sunt cheltuieli foarte mari în profesionalizare. Având un conflict în estul țării, având o zonă de conflict poate chiar și înghețată, mie mi se pare acum procederea la acele modificări, reforme, să spunem, grăbită. Nu este cazul. E poate fi paralelă și armată profesionistă pe lângă acei soldați care sunt chemați. Doar atât. Domnule Juc, hidrocentrala de la Novodnistrovsk în continuare este un subiect de discuții și a devenit un subiect de discuții destul de amplu în ceea ce privește în primul rând securitatea mediului ambient. Dacă ați putea să vă referiți un pic la acest subiect și care este poziția atât a reprezentanților ucraineni cât și a autorităților din Republica Moldova? Da, într-adevăr, acest subiect a fost reluat chiar și în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale. Unii concurenți electorali au pus problema energetică cu impact ecologic și cu impact a securității alimentare, a securității cu apă potabilă. Am înțeles că la întrunirea dintre cei doi prim-ministri din martie s-a hotărât ca orice problemă să fie mediată de către Uniunea Europeană. Partea ucraineană consideră că construind câteva hidrocentrale, 3 sau 6, dar care se află nu pe Râul Nistru în frontiera Republicii Moldova, nu va afecta cu nimic nici ecologia, ci din contră energetica, securitatea energetică va fi consolidată. Și totuși societatea civilă transmite un semnal de alarmă în ceea ce privește în primul rând ecologia Râului Nistru. Și nu numai societatea civilă, și multe partide politice, mulți factori de decizie sunt alarmați, considerând că de fapt consecințele sunt imprevizibile și dacă partea ucraineană va continua
să insiste asupra acestor hidrocentrale, atunci relațiile cu Republica Moldova în mod absolut se vor înrăutăți. Partea ucraineană, la rândul ei, spune că nu, repercusiunile ecologice vor fi minimale, pentru că și orașul Odessa trebuie să fie aprovizionat cu apă potabilă din Nistru, dar cert este că până la moment se pare că partea ucraineană se află într-o expectativă, așteaptă să vadă cum vor evolua evenimentele, iar partea moldovenească, chiar dacă nu vociferează de fiecare zi, am în vedere la nivel guvernamental, că problema există, totuși se pare că primul ministru al Republicii Moldova are încredere în spusele primului ministru ucrainean că orice problemă pe acest subiect va fi negociată și se va afla sub monitorizarea Uniunii Europene. Inclusiv se așteaptă și un studiu de fezabilitate din partea Uniunii Europene. Studii de fezabilitate deja de cercetătorii științifici de la instituțiile academice au fost realizate, în care se demonstrează cu lux de amănunte câte pericole vor fi la adresa ecosistemului din Nistru. Sunt foarte buni specialiști în hidrologie, în ihtiologie, care de mult au acele studii realizate, poate ele sunt mai puțin mediatizate, sau guvernul încearcă să beneficieze și de alte studii, pentru că în Republica Moldova, dar chiar în general în spațiul românesc, dacă cineva din exterior spune că este bine, înseamnă toți consideră că este bine. Dar dacă cineva spune că este rău, toți consideră că este rău. Noi mai predăm în mentalitatea noastră acel bizantinism, acel balcanism, și dacă Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană sau prin, eu știu, Comitetul Regiunilor va realiza un studiu și va spune că nu este bine, atunci toți vor striga în gura mare că nu este bine. Dar nu este asta și un element de protecție din partea Republicii Moldova pentru a avea opinie este, din exterior? Este un element de protecție, dar cred eu că partea ucraineană va sfida acest element, va încerca să demonstreze contrariul. Ei sunt foarte îngrijorați de securitatea lor energetică, mai ales în condițiile pierderii acelor rezerve substanțiale de cărbune din Donbas, și ei încearcă să-și modifice în general metodologia de aprovizionare cu energie. În plus, să nu uităm de acele riscuri care sunt după 2019 legate de tranzitarea gazului natural rusesc. Aici este și un risc mare și pentru Republica Moldova, și mai puțin se pregătește pentru eventuale pericole. Eu consider că partea ucraineană este practic va sfida totul și va veni cu contraargumentele sale, iar partea moldovenească este nevoie să fie foarte vigilentă, să mobilizeze chiar și societatea civilă, și mediul academic, și factorii de decizie, pentru a nu permite acele riscuri substanțiale, chiar aș spune amenințări, la adresa ecosistemului din Nistru. Domnule Vasiloi, dacă este să continuăm totuși subiectul pe care dumneavoastră deja ați început să-l discutați, ce ține de delimitarea și demarcarea frontierei, trebuie să menționez că delimitarea este termenul care este folosit anume pentru tratate, pe când demarcarea este în teren. Am menționat deja că sunt practic trei segmente care urmează a fi demarcate la pachet, și anume la nord barajul și condițiile de funcționare a complexului hidroelectric Novodnistrovsk, la sud Giurgiulești, cei 430 de metri care reprezintă și ieșirea la Dunăre, iar pe segmentul transnistrean este centrala de la Cuciurgan. Pe cât de realist este să se reușească în acest an demarcarea acestor segmente și din ce cauză considerați dumneavoastră că se tărăgânează acest proces? Sunt și optimist, dar sunt și realist. Eu nu cred că în acest an noi vom finisa procesul de demarcare, pentru că are o tangență expresă în voința părților de a le finisa, unul la mână, doi, aspectele legate de ordin financiar. Cu părere de rău, nici autoritățile Republicii Moldova, responsabile de acest subiect, nici cele din Ucraina, sunt subfinanțate, și asta vine din istoric, atunci când eu aveam onoarea să
fiu copreședinte acestei comisii de demarcare, noi încă atunci, în 2012-2013, fiecare an aprobând planurile de activitate, spuneam că anul viitor, gata, noi finisăm. Urmează... Despre lucrul ăsta se vorbește, din câte mi-aduc eu aminte, încă din anul 2009, când au fost făcute anumite progrese în dosarul relațiilor. Păi, în 2010, să ne aducem aminte, noi am început procesul de demarcare sau de scoatere fizică a linii frontiere de stat pe segmentul transnistrian. Acest proces practic s-a finisat, a rămas numai acel un punct care dumneavoastră deja v-ați referit cu privire la sectorul în nemijlocită apropiere de centrala de la Cuciurgan și acolo este legat de proprietatea Federației Ruse. Așa. Pentru că cunoaștem cui aparține această hidrocentrală și o parte... Poate menționați dumneavoastră cui aparține, ca să cunoască și telespectatorii. RAUES și anumitor elite politice oligarhice din Federația Rusă. Și acolo un anumit edificiu din acest complex a acestei hidrocentrale se află pe teritoriul Ucrainei. Nu e atât de mare ca teritoriul acest subiect, acest edificiu, dar este o legătură strânsă de poziția Ucrainei față de Federația Rusă și față de procesul de demarcare a frontierei de stat. Eu totuși cred că... Practic este vorba despre delimitarea anume unei porțiuni de clădire. Demarcare. Demarcarea. Pentru că delimitarea la noi practic s-a finisat în 99 cu semnarea tratatului cu privire la frontiera deci de stat a Republicii Moldova cu Ucraina, dar tergiversarea acestui proces de negociere a noului tratat cu privire la regimul frontierei de stat și asistența mutuală la frontieră, care din punct de vedere practic este deja finisat, dar este încă o procedură cu privire la elaborarea schemelor, hărților pe fiecare segment de frontieră, pe fiecare stâlp de frontieră. Și aici sunt necesare sume financiare de ambele părți. Și astea sunt documente care sunt secrete. Astea sunt documente care fac parte din acordul, tratatul cu privire la regimul frontierei de stat, respectiv partea asta grafică are un caracter restricționat care nu poate fi făcut public. Dar mai este încă o legătură pentru că celelalte două puncte sensibile de la nord, de la Naslavce și de la sud este legat de recunoașterea reciprocă a proprietăților. Noi trebuie să recunoaștem proprietatea Ucrainei la Novodnestrovsk, în regiunea localității Palanca, Republica Moldova. Ei recunosc dreptul nostru practic de ieșire la Dunăre și instalarea ultimului semn de frontieră în regiunea semnului de frontieră 1335-1336 și încă o parte din proprietăți care se află fie la Marea Neagră, fie în alte regiuni a Ucrainei. Deci din informațiile pe care le dețin eu, practic sunt trei edificii care trebuie să fie recunoscute de către Republica Moldova și în jur de 25 care trebuie să fie recunoscute de partea ucraineană. Ceea ce nu se va întâmpla, pentru că acele proprietăți care trebuie să fie recunoscute de către o parte ucraineană, de mult sunt vândute și răzvândute de zeci de ori. Și să găsești acum unde sau de la ce a început ar fi cam greu. De aia și spuneam că acest proces de negocieri pe dimensiunea demarcării, el, pe lângă factorii economici și de ordin financiar, are și caracterul politic legat, nemijlocit și, de fapt, el se află pe agenda discuțiilor și negocierilor acei comisiei de cooperare economică între Republica Moldova și Ucraina. Repet, mie îmi pare rău că acest subiect a fost legat nemijlocit de proprietate, pentru că subiectul demarcării sunt niște... Noi am fost, de fapt, parcursul anului asistat și de către experții europeni, au făcut diferite studii de fezabilitate, au prezentat anumite opțiuni, cum noi am putea demarca frontiera de stat pe acest baraj, fie pe mijloc cu barajului, fie pe asia lui tehnologică. Ulterior, deja în cadrul negocierilor, se stabilește a cui proprietate. A Republicii Moldova, Ucrainei, ceva cedem, ceva preluăm, dar iarăși, repet... Nu știu dacă asta ar fi fost în interesul Ucrainei.
Cu siguranță ar fi fost în interesul Republicii Moldova, dar mai puțin în interesul Ucrainei. Este o practică internațională care, cu părere de rău, ia că vedem și că târgânează și asta e legat, de fapt, de prima dumneavoastră întrebare, de ce aceste subiecte și colegii, de fapt, din platou au menționat acest lucru, nu era rezolvat până în 2014, reieșind din poziția Ucrainei, care era pe atunci în relațiile cu Republica Moldova. Domnule Balan, avem totuși o situație destul de delicată în ceea ce privește relațiile diplomatice cu Ucraina. Pe de o parte, este un dialog fructuos, observăm, dintre Guvernul Republicii Moldova și președinția Ucrainei. Mai puțin aș putea să spun același lucru și despre dialogul dintre președintele Igor Dodon cu președintele Ucrainei. Acesta nu a fost niciodată invitat în Ucraina, dar și viceversa, nu a fost efectuată vizita la Chișinău. Din punctul asta de vedere, cum credeți că ar trebui să continue mai departe relația? Este necesară acest dialog la diferite nivele sau totuși se poate exista bine și în felul în care suntem acum? Ultimul timp în Republica Moldova s-a mai activat rezolvarea, să spunem, diferendului transnistrean. Până acum, problema transnistreană era drept un fetiș în timpul campaniilor electorale. Pentru că dacă privim atent sondajele, vedem că în ultimul timp problema transnistreană în agenda publicului, electoratului, cade pe ultimele poziții. Adică lumea are mult mai multe probleme, adică vorbim despre viața de zi cu zi a fiecărui cetățean în parte, nu vorbim la nivel de stat. Dacă vorbim despre președintele Republicii Moldova, inclusiv celelalte oficialități, fie Parlamentul, fie Guvernul, putem să zicem că Republica Moldova, cu părere de rău, nu este formulată o singură voce. O singură voce a Republicii Moldova în afară. De-aia fiecare cearcă să-și construiască anumite imagine pe seama problemei transnistrene. Deși și stânga, și dreapta, partidele de proruse sau partidele pro-europene, neapărat pomenesc în platformele, în programele sale electorale, rezolvarea problemei transnistriene sau diferendului transnistrian. În realitate, fiecare își are proprie viziune privind această rezolvare. De-aia, președintele Dodon circulă mai des spre Moscova, promițând anumite lucruri care până la urmă nu au cum să se fructifice la Chișinău, pentru că acele declarații nu au valoare juridică pe care le face. Dar nu credeți că circulă prea des la Moscova și evită să circule în capitalele statelor vecine, precum ar fi Bucureștiul și Kievul? Pentru că la Moscova dumnealui vorbește ceea ce vrea să audă Moscova. Pe când trebuie să-și schimbe discursul, să aibă altă retorică ce privește Kievul sau ce privește Bucureștiul. Respectiv, persoana poate fi prinsă la acele promisiuni în interiorul țării și electoratul poate să nu mai voteze. Până la urmă, eu nu cred că atât de mult ține pentru el sau atât de mult contează pentru el electoratul intern. Dumnealui își are, bănuiesc eu, propria viziune, viziunea partidului de care cearcă să se mențină pe parcurs. Dar el călătorește și totuși nu mai este un membru de partid. Totuși trebuie să reprezinte interesele cetățenilor Republicii Moldova. Ar trebui, văzusem acum alegerile locale, primul tur și toată lumea, bănuiesc, nu doar eu, am primit în cutie poștală un mesaj, un fluturaș, unde președintele Dodon scrie: eu ca președinte a Republicii Moldova recomand să votați pe cutare candidat din Partidul Socialiștilor. Respectiv, persoana văd că nu s-a dezlipit de Partidul Socialiștilor, până la urmă nu reprezintă cetățenii, cum ar fi trebuit să o facă, ci reprezintă un partid anumit. Domnule Juc, ce impact poate avea această poziție a președintelui Republicii Moldova în ceea ce privește relațiile Republicii Moldova cu Ucraina? Cu certitudine, poziția Republicii Moldova este văduvită și factorii de decizie din Ucraina văd în Republica Moldova două poziții. Ați întrebat de ce nu circulă în alte capitale. Pentru a organiza o vizită, fie la nivel oficial, fie la nivel de stat, este nevoie cel puțin de o invitație din partea omologului său. Eu sunt absolut sigur că Petro Poroșenko nu îi va acorda lui Igor Dodon niciodată nicio invitație, cel puțin în mandatul care stă să încheie peste un an, pentru că poziția președintelui Republicii Moldova față de anexarea Crimeei a fost una practic evazivă, dar practic a justificat acest act
din 2014. Ca și în cazul României, chiar dacă președintele Republicii Moldova a folosit metoda scrisorii deschise, nu a fost nicio atenție, nu i s-a acordat. Și, într-adevăr, el circulă acolo unde este invitat, unde este așteptat și nu va circula. Dar este absolut nenormal ca Republica Moldova, președintele ca șeful statului, să nu aibă nicio întrevedere cu cei doi vecini. Alții Republica Moldova nu are, nici în România, nici în Ucraina, și eu nu cred, în contextul că mandatele celor doi președinți se află pe, nu pe ultima sută de metri, pe ultimii 400 de metri, vorbind într-un termen din atletica ușoară, că ei vor fi, președintele va fi invitat. Dar din punct de vedere diplomatic, slăbește poziția președintelui Republicii Moldova? Slăbește foarte mult, pentru că în Ucraina el este tratat cu neîncredere, dat, considerându-se că este un filorus, mai ales că vizitele pe care le realizează în Federația Rusă sunt pline de acest mesaj, iar Republica Moldova, într-adevăr, este tratată într-un altă manieră, adică practic avem o poziție bicefală, președintele într-o direcție strategică, guvernul în altă direcție strategică, și poziția nu este cea mai bună. Vedem, am face o comparație cu Federația Rusă. Guvernul obține anumite, aș spune, facilități sau anumite îmbunătățiri pe filiera sa, președintele pe filiera sa, și în ultima instanță este în beneficiul Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, cât în raport cu Ucraina și cu România, avem numai cum ar fi cu o singură aripă, zboară avionul Republica Moldova. Cealaltă este imobilizată și acest fapt nu este în favoarea Republicii Moldova, în favoarea diplomației, pentru că au ce discuta și la nivel de șef de executive și la nivel de șefei statelor. Cât despre, l-ați întrebat pe domnul Rosian Vasiloae referitor la dacă este optimist sau nu cu privind demarcarea. Probabil nu, dar eu cred că această problemă ar putea fi rezolvată când se va face un pas substanțial spre apropierea europeană. Și avem exemplu Croația-Slovenia. Chiar dacă anul acesta, într-o anumită măsură, problema a fost redeschisă, dar cu implicarea directă a Uniunii Europene, ei în 2011 au rezolvat acele probleme teritoriale, referitor iarăși la delimitarea și demarcarea pe frontierei pe râuri, și apoi iarăși au fost impuși să se așeze la masă de negocieri și să rezolve problemele. În cazul Republicii Moldova și Ucrainei, nimeni nu impune și deci părțile continuă să rămână pe pozițiile lor fără a încerca să identifice un compromis. Aici numai cazul Sloveniei și Croației, dar și cazul României cu Ucraina. Da, cu certitudine. Atunci când a fost semnat la Porubne tratatul cu privire la regimul frontierei de stat și asistență mutuală la frontieră, care este, să spunem așa, mai aproape de noi, atunci când există anumite precondiții pe care le-a menționat domnul Juc, este posibil de a rezolva această întrebare. Domnule Vasiloae, am mai vorbit despre acest lucru și anume despre faptul că totuși s-a schimbat mediul de securitate în regiunea estică europeană. De asemenea, trebuie să menționez faptul că domnul Dodon a militat foarte mult și a promovat statutul de observator sau căpătarea statutului de observator de către Republica Moldova în Uniunea Euroasiatică. Pe de altă parte, Ucraina și-a retras statutul de membru a Comunității Statelor Independente. Deci, practic, vedem optici diferite în ceea ce privește asigurarea securității. Cum este interpretat acest lucru de către partenerii din exterior? Deși, bineînțeles, trebuie să menționăm faptul că și Guvernul Republicii Moldova menționează întotdeauna că Moldova este pe calea europeană și practic se mizează foarte mult pe cooperarea cu partenerii euroatlantici. Cel puțin pe mine mai puțin mă îngrijorează cum gândesc și ce reacție au partenerii externi la acest subiect, dar ce reacții și cum noi privim acest lucru aici pe intern în Republica Moldova, pentru că
Eu chiar am intrat, nu sunt economist, n-am prea intrat în esență în ce constă această organizație, dar m-am familiarizat cu privire la documentele sau actele de constituire acestui Uniunii Eurasiatice și acolo nu este prevăzut niciun capitol, niciun punct, niciun articol cu privire la statutul de observator a acestei organizații. În opinia mea, aceasta este pur o demers propagandistic de a se arăta cumva apropiat încă prin o metodă față de Federația Rusă și ce promovează Federația Rusă. Nu știu ce rezultat va fi sau care va fi rezultatul acestui statut de observator, dar eu aici am discutat foarte mult cu colegii din mediul de experți din Armenia și care este situația Armeniei în condițiile în care Armenia nu are o frontieră comună cu această organizație și este cu Uniunea Vamală, da. Și este foarte greu să implementeze acele dispoziții în acestor acorduri. După cum spuneam, este un mesaj și un demers pur în ajunul alegerilor. Domnule Vasiloi, vom reveni la acest subiect. Aș vrea să menționez că prin telefon s-a alăturat discuției noastre doamna Angela Grămadă. Bună seara! Bună seara! Doamna Grămadă, de la București, care sunt principalele provocări, dar și oportunități la adresa relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina? Desigur că aici privește toată lumea cu atenție ceea ce se întâmplă în relația bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina, pentru că Republica Moldova rămâne în continuare unul dintre interesele strategice ale României și atunci este destul de important de a observa ceea ce se întâmplă pe partea de securitate regională, cu accent pe conflictul transnistrian, dar România de asemenea privește și din alte perspective la relația dintre Republica Moldova și Ucraina și aici sunt perspectivele economice, pentru că iarăși se încadrează în aceeași categorie de interese de securitate, dar vorbim de securitate economică și securitate socială a Republicii Moldova, plus acele provocări care sunt nemijlocit conectate la ceea ce se întâmplă pe partea de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina. Aici vorbim de migrație, aici vorbim despre trafic de bunuri și servicii și multe alte lucruri care pot să creeze vulnerabilități pentru securitatea regională, pentru Republica Moldova în mod special, dar și pentru Ucraina de asemenea. Doamna Grămadă, dumneavoastră ați realizat un studiu în ceea ce privește relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina. Conform cercetărilor dumneavoastră, credeți că Republica Moldova și Ucraina valorifică oportunitățile pe care le au drept parteneri ai Uniunii Europene și în cadrul platformelor europene de cooperare? Nu neapărat. Au fost făcute foarte multe lucruri bune în ultima perioadă și mai ales după anul 2014, atunci când Ucraina a înțeles că Republica Moldova reprezintă de asemenea o prioritate strategică. Și abia după acea perioadă s-a început o accentuare mai mare a acestor întâlniri, a acestor reuniuni regionale și s-a dat mai mult conținut decât forma acestor reuniuni. Desigur că se face foarte mult pe partea economică, Ucraina rămânând unul dintre partenerii economici principale ai Republicii Moldova. Mai nou, veți găsi destul de multe produse moldovenești în magazinele din Ucraina. Veți găsi de asemenea și mai multe produse, poate ucrainești, în Republica Moldova, dar aici există anumite dificultăți în ceea ce privește cooperarea economică, pentru că în anumite momente partenerii se uită cu neîncredere unul la celălalt sau se acuză de anumite măsuri economice, antidumping, monopoliste, etc. Cea mai bună cooperare, după părerea mea și a colegului meu cu care am elaborat acel studiu, e între societatea civilă din Republica Moldova și societatea civilă din Ucraina, care de foarte multe ori pune punctul pe ei și ridică foarte multe semne de întrebare sau ridică mingea la fileu autorităților guvernamentale din ambele state. De asemenea, există o destul de bună cooperare în cadrul platformelor multilaterale în cadrul parteneriatului ESIC. Vorbim aici despre formul societății civile a parteneriatului ESIC și multe alte inițiative regionale de care probabil autoritățile guvernamentale nici nu au auzit,
dar care produc anumite lucruri benefice societăților din ambele state. Și aici vorbesc despre cooperare în domeniul ecologic, cooperare în domeniul energetic, pentru că se produc anumite studii, se face lobby sau advocacy pentru anumite probleme să fie soluționate între cele două state și așa mai departe. Și de asemenea, tot societatea civilă este cea care a vorbit foarte multe ori de acele puncte comune de trecere a frontierei și abia mai apoi autoritățile au înaintat după ce s-a înțeles necesitatea acestui dialog și după ce s-a înțeles care ar putea să fie consecințele adevărate, reale, ale unei necolaborări, adică ale unei stagnări în ceea ce privește acordul bilateral. Doamna Grămadă, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm în studioul TVR Moldova. O seară frumoasă vă doresc! Am revenit în studio. Domnule Juc, doamna Grămadă s-a referit și la o anumită neîncredere care există între Republica Moldova și Ucraina. Și eu m-am referit. Și dumneavoastră la fel. Care ar fi cauzele principale acestei neîncredere și cum poate fi ea depășită? Eu nu știu dacă încrederea poate fi depășită. Întotdeauna între guverne, chiar și atunci când sunt cele mai amicale relații, totuși există anumite animozități din cauza că trebuie să promoveze interesele oamenilor, interese sectoriale, interese. În cazul Ucrainei și Republicii Moldova, eu aș vorbi de un aspect care deseori rămâne în umbră, este legat de relațiile agrare, când părțile, după cum și-am spus, folosesc politici anti-dumping, în special ucrainenii, dar și cetățenii Republicii Moldova, mai ales cei care se află la frontieră, cum ar fi, eu sunt de raionul Briceni, foarte mult merg în Ucraina și cumpără produse ucrainene pentru diferite ceremonii. Și atunci producătorii autohtoni, producătorii din Republica Moldova au de pierdut de pe această urmă, iar ucrainenii din contra favorizează această strategie, aș spune, probabil și din cauza că în Ucraina totuși agricultura este mai puțin costisitoare decât în Republica Moldova. Eu consider că în general, nu este subiectul, dar agricultura din Republica Moldova probabil este una din cea mai costisitoare din lume și cheltuie foarte mult și din această cauză și prețurile la produsele agricole sunt destul de ridicate în contextul că ne numim o țară agrară. Cred eu că din această cauză și persistă unele animozități pentru că există un lobby agricol în Ucraina, iar partea moldovenească nu poate să abordeze cu ochi buni, nu poate să tolereze acest subiect, dar nu are ieșire din situație pentru că părțile fac parte din Organizația Mondială a Comerțului și imaginați-vă dacă s-ar introduce un regim protecționist, care va fi poziția nu numai a părții ucrainene, dar și în general a acestei structuri. Cu siguranță această temă este una pentru o emisiune completă. Cu certitudine. Domnule Vasiloi, dumneavoastră deja ați menționat despre faptul că subiectul transnistrian este unul dintre subiectele care sunt pe agenda de cooperare dintre Republica Moldova și Ucraina. Ucraina joacă și rolul de mediator în formatul 5+2. Am avut parte de susținere din partea Ucrainei în soluționarea diferendului transnistrian. Care este situația în momentul de față? Cu ce ochi este privit conflictul transnistrian astăzi? Dacă am avut susținere până în 2014, aș spune că nu. Practic nu. A fost o neutralitate activă a Ucrainei, dar în defavoarea Republicii Moldova. Iar uneori, chiar și tacit, Ucraina susținea anumite poziții ale Federației Ruse. Să ne aducem aminte de situația anului 2005-2006, atunci când Federația Rusă, sub pretexta blocadă economică, după implementarea declarației comune a prim-ministrilor din decembrie 2005, permitea tranzitul acelor convoaie umanitare pentru regiunea transnistreană, cu care s-a confruntat deja după anul 2015. Acest fapt este cert și o cauză a neîncrederii pe care o au autoritățile, de exemplu, de la Chișinău față este de evident. Din Ucraina. Astăzi situația s-a schimbat, dar aici trebuie să fim foarte atenți atunci când și ce politici promovăm în contextul reintegrării Republicii Moldova,
și cum ele sunt descrise în documentele de politici la nivel național, ori trebuie să recunoaștem că la moment această politică nu există cel puțin într-un document de politici. Doi, Ucraina este foarte, nu că sceptică, dar foarte atentă în aceste promovarea acestor politici, ca să nu fie transferate aceste practici de reglementare a conflictului transnistrian în practica de reglementare a situației din Donbas. Pentru că, într-o anumită măsură, și domnul Juc s-a referit, și domnul Balan s-a referit cu acel înțelegere de la Minsk 1 și 2, prin care Federația Rusă a impus anumite mecanisme care, pe urmă, cel puțin Ucraina și-a dat seama în ce capcană nimerește cu acea presupusă federalizare a acestor regiuni Lugansk și Donetsk. Doi, să ne aducem aminte de subiectul plăcuților de matriculare care s-a discutat. Păi, iată, mie mi se pare că prin acea decizie protocolară s-a creat o anumită practică care poate ulterior fi insistată, inclusiv și de partenerii externi, de a fi implementată pentru regiunile acele nerecunoscute, așa zisele LNR și DNR. Și multe, multe alte aspecte prin care noi parcă spunem că se rezolvă întrebările cetățenilor simple, dar în realitate nu se negociază subiectul reglementării politice, deschiderea coșului 3. Vreau să văd. Dar care... nu ar trebui să fie aceste complementare? Ele trebuie să fie complementare, ceea ce nu este la moment. Și eu vreau să văd care vor fi rezultatele acestei reuniuni de la Roma în zilele imediat următoare. Cel puțin vom monitoriza acest subiect. Eu cred că Ucraina are cuvântul său de spus, reieșind în faptul că și Federația Rusă și Transnistria, pretențiile autorități din regiunea transnistriană vor încerca să sensibilizeze partenerii pe unul din subiecte, cum ar fi controlul comun la frontiera de stat moldo-ucraineană. Și aici, pe lângă faptul că vreau să văd care o să fie reacția autorităților noastre ca răspuns la aceste derapaje, în opinia mea, care va fi și reacția Ucrainei, percepția mea, acest subiect nu poate fi supus nici oricărei negocieri în formatul 5+2, nici în formatul 1+1, și am văzut nenumăratele comunicate, cel puțin din partea pretensiului ministru de externe Vitali Ignatiev, dar nu le-am regăsit în răspunsul, cel puțin în comunicatele de presă din partea biroului de reintegrare. Ucraina, încă o dată, repet, este foarte atentă ce se implementează, cum se face. Mai mult ca atât, eu cred că noi am putea într-o anumită măsură să învățăm de la ceea ce face Ucraina cu implementarea unor pachete de legi pe reglementarea problemelor legate de separatismul și de acele regiuni necontrolate. Cred că... Dar totuși Republica Moldova este astăzi într-o altă situație. Au trecut mai bine de 25 de ani de când noi discutăm despre reglementarea transnistriană. Au fost semnate foarte multe documente. În ce măsură aceste documente se implementează unul la mână? Și eu cred că aici Ucraina, într-o măsură oarecare, învață din lecțiile Republicii Moldova. Mai mult ca atât, eu cred că ei învață și din lecția anului 2008 legată de invazia militară a Federației Rusiei în Georgia. Noi, cu părere de rău, în afară de declarații, întrevederi trilaterale, formările unei agende parlamentare de discuții între cele trei state, fără mecanisme concrete și proiecte concrete, cum noi am putea să ne asistăm reciproc pe această dimensiune, noi cel puțin la moment nu vedem. Și nu cred că în viitorul cel mai apropiat o să le vedem, reieșind din faptul că la finele acestui an ne așteaptă scrutinul electoral și iar partidele politice toate, și de stânga, și de dreapta, vor pune un anumit accent pe subiectul legat de reglementarea transnistriană. Domnule Balan, este și 2019, unde sunt alegeri Ucraina, exact. Ambele, și plus că Rusia acum nimeriseră într-un șah și trebuie cumva să iasă, bănesc, nu să activeze faza activă în Donbas.
Domnule Bălan, suntem la finele emisiunii. O întrebare foarte scurtă și aștept și un răspuns foarte scurt. Care va fi rolul subiectului Transnistrean și a reglementării transnistrene în campania electorală? Pentru că la acest lucru s-a referit domnul Vasile recent. Secunda. Băi, eu bănuiesc că din momentul ce diferendul transnistrean în agenda publică se află pe ultimele locuri, eu bănuiesc că nu o să fie pomenită sau o să fie doar pomenite și atât, pentru că fraze generale, promisiuni generale, pentru că eu așa înțeleg că nici stânga, nici dreapta, nici proruse, nici proeuropene nu se gândesc la acea reintegrare, pentru că reintegrare presupune și integrarea celor elite politice din Transnistria în Moldova. Cine din Chișinău vrea în politicul moldovenesc să fie și transnistrenii elitele politice de acolo, pentru că imediat se strică toată schema. Domnule Bălan, domnule Vasiloi, domnule Juc, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, ediția de azi a emisiunii Punctul pe azi a luat sfârșit. Eu sunt Victoria Bucătaru și vă aștept la o nouă ediție și mâine seară. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!